Pensiile românilor ar urma să crească diferențiat potrivit unui nou proiect de lege. Potrivit deputatului Hunedoian Ilie Toma, unele venituri vor fi majorate între 10 și 40%, în funcție de cuantumul actual al pensiilor. Majorarea ar urma să fie aplicată de la 1 ianuarie 2024. Un subiect sensibil îl reprezintă în prezent majorarea pensiilor în mod diferențiat. Deputatul PSD Ilie Toma, fost director al Casei de Pensii Hunedoara, spune despre acesta că nu există niciun draft, doar povești, doar zvonuri. Că n-ai cum să crești chiar pensia de 10.000 de lei cu același procent cu care crești pensia de 1.000 de lei. Trebuie, în primul rând, stabilită pensia de 1.000 de lei, hai să fie foarte clară, este și pentru cei care au lucrat tot stagiul de cotizare și pentru cei care, din diverse motive, nu știu, medicale, eu aș prefera să spun, nu din dorință mai puțină de merge la muncă, deși să știți că există și chestia asta, haideți să ne ferim. Bineînțeles, sunt atât de multe nu exemple. Au putut să-și îndeplinească stagiul corect și care e de câți ani? De 35 de ani la bărbați, 33 de ani încă la femei, cu o diminuare pentru femeile care au fost născute până în 1967, în funcție de anul și luna nașterii, scade și stagiul de cotizare. Bun. Ei, eu zic altceva, principiul, că despre asta discutăm. 1.000 de lei este indemnizația socială minim garantată și tot 1.000 de lei este și pensia garantată pentru cei care au lucrat, nu știu, pe salarii foarte mici, chiar dacă au stagiu complet de cotizare, cât le-a cerut legea la vremea respectivă. E corect? Personal din gri... asta spun că nu este corect. Unii dintre ei s-au sculat 25-30 de ani, s-au dus la serviciu și au făcut ceea ce li s-a spus. Doar că au avut neșansa să spunem să aibă un salariu foarte mic și atunci, vedeți, exact asta spun, că principiile după care trebuie să fie elaborată noua lege trebuie să include cât mai mulți oameni să fie pe dreptate și echitate socială și în funcție de contribuție și în funcție de ani lucrați. Spuneam, nu este corect ca cel care a lucrat 30 de ani să aibă 1.000 de lei pensii și cel care a lucrat 2 săptămâni, nu știu din ce condiții, repet, să aibă tot aceeași indemnizație socială minim garantată de 1.000 de lei. Și atunci, eu, prin priceperea mea, atât cum spunea, cât m-am priceput eu, cum spunea Avram Iancu, am spus următorul lucru. Nu poți să scazi nici indemnizația socială minim garantată, atunci o plafonezi undeva, dar să fie o distanță concludentă și clară între indemnizația socială minim garantată și pensia de drept minimă. Să spunem, nu știu, dacă e 1.000 de lei, să plece măcar cu câteva sute de lei mai mult pensia minimă a celui care și-a îndeplinit stajul de cotizare, a lucrat atâția ani cât a fost impus de lege, a fost la serviciu și a făcut ceea ce i s-a cerut. Există neapărat ideea de a crește foarte mult pragurile minime, de a crește foarte mult pensiile mici. Pensiile mici pot să crească până la 40%, în timp ce pensiile mari s-ar părea că pe ideile care sunt acum discutate în coaliția de guvernare, în mod special Partidul Social Democrat, care este aproape de oameni și a fost întotdeauna, pensiile mari să crească undeva la 10%.